Un bărbat de 41 de ani din a fost atacat de tigrul de la grădina zoologică după ce a provocat animalul în repetate rânduri. Bârlădeanul s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, spun de la ambulanță, care au ajuns urgent la zoo după ce acesta și-a băgat piciorul între gratile cuștii. Tigrul l-a lovit cu laba și a sfârtecat piciorul. Bărbatul a fost transportat la spital și a fost operat pentru că i-au fost secționate tendoanele și ligamentele.